Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM Suntem din nou la rubrica Natura e acasă și pentru că suntem în studioul Misiunea Verde, la această rubrică n-aș putea să l-am invitat pe altcineva decât pe Deiu Stanciu, ambasador VVF România, fondul mondial pentru natură. Bun găsit, Deiu! Bună, mona, mă bucur foarte mult să te revăd și să redeschidem subiecte atât de importante. Cum astăzi sunt avem și... o temă foarte interesantă, într-adevăr. Uh, vorbim despre niște arhitecți nevăzuți ai naturii, de care de obicei ne ferim uh, sau îi punem în vârful undiței. Vorbim despre râme astăzi și despre cât de importante sunt ele pentru ecosistem. Exact. Unii consideră rămele dezgustătoare, dar dacă ar ști cât de importante sunt pentru sănătatea solului, ele, de fapt, Aerisesc și afânează solul. Ce înseamnă chestia asta? Solul este foarte comprimat și are nevoie de tuneluri, are nevoie ca oxigenul și nutrienții să ajungă la rădăcinile plantelor ca să crească frumos. Însă, noi, vezi, nu ne gândim niciodată la organismele uh, mici ca fiind parte a biodiversității. De obicei, ne gândim că sunt mamiferele mari, păsările frumoase, mai puțin organismele de tipul râmelor, care sunt uh, extrem de importante, într-adevăr. Uh, sunt uh, un indicator important al sănătății solului, am înțeles uh, de la tine. Ce înseamnă, practic, munca lor? Pentru acest lucru, pentru, pentru sănătășirea solului? Ele, de fapt, mănâncă deșeurile organice și le transformă în compost bogat în nutrienți. Noi, dacă vrem să le recunoaștem munca, trebuie să lăsăm în grădinile noastre sau unde vedem pământ resturi de alimente, de legume, inclusiv zatul de cafea sau frunze. Ele vor ieși noaptea, le vor mânca, le vor digera și vor fertiliza solul. Natural. Inter este o soluție extraordinară uh -huh. care înlocuiește îngrășămintele chimice care poluează. Interesant, foarte interesant. Uite, vezi, de obicei nu ne gândim la lucrul ăsta. Ce alte beneficii mai aduc râmele pentru sănătatea solului? Râmele, de fapt, previn și răspândirea bolilor fungice. Materialele aflate în putrefacție ar fi foarte dăunătoare omului, dacă nu ar fi râmele. Și, cum am spus, reduc inclusiv nevoia folosirii îngrășămintelor chimice, care, evident, poluează mediul și, după cum bine știm fiecare uh, emisiile de gaze de gaze cu efect de seră sunt o mare, mare uh, problemă. Așadar o vietate atât de mică de care de obicei fugim, că ni se pare așa cum spuneai și tu, la uh -huh. început, mai degrabă dezgustătoare, iată cât este de important și deci câte lucruri face pentru ca noi să putem avea un sol sănătos și să ne putem crește uh, legumele, de exemplu și să fim siguri că sunt, uh, sunt sănătoase cum putem să atragem râmele în grădinile noastre, dacă avem acasă grădini de legume, și cum putem să le protejăm? E foarte important să le dăm o bază de lucru. Ele sunt foarte harnice, dar dacă n-au uneltele cu care să lucreze, atunci n-am făcut nimic. Dispar. Exact. Uh -huh. de e foarte bine să evităm să folosim uh, îngrășăminte chimice, pentru că sunt dăunătoare și pentru ele. Ele vor dispărea dacă vor fi afectate de aceste îngrășăminte. Așa că, cum am spus și mai devreme, să lăsăm niște resturi vegetale, organice, în pământ, pentru că ele vor ieși și le vor mânca. Deci, tot timpul trebuie să ne hrănim grădinile cu resturi organice și atunci când vedem râme la noi în curte, de fapt, trebuie să ne bucurăm foarte. <laughs> Nici de cum să ne speriem și să le omorâm, ci să fim fericiți pentru că asta înseamnă că avem în curtea noastră un sol sănătos. Exact. Deci, îți să mulțumesc foarte mult. Că asta este o, o, un subiect la care nu m-am gândit până acum să-l abordez în misiunea verde și mi se pare foarte interesant. Iar pentru ascultătorii mei, dacă vreți să aflați mai multe despre proiectele VVF și cum puteți contribui fiecare la protejarea naturii, vizitați site-ul lor wwf.ro. Încheiem aici rubrica de astăzi, continuăm Misiunea Verde. Mulțumesc Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM